studioul Digi24, prim-ministrul României Florin Câțu. Bună seara, domnule prim-ministru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ordonanță pentru certificatul de călătorie european, certificatul care va fi valabil de la 1 iulie. Am primit detaliile, știm cum va funcționa, știm de unde îl descărcăm, oricum îi vom mai informa pe telespectatorii noștri. Detaliile au venit în seara asta de la Ministrul Sănătății. Întrebarea pentru dumneavoastră este, le recomandați hotelierilor din România, companiilor care au contact mult cu publicul, să folosească certificatul ăsta și în România? Până la urmă, în România știți care sunt regulile. Pentru anumite capacitate nu ai nevoie de nicio dovadă. Nu? De exemplu, și pentru hotelieri, mergem pe capacitate maximă, dacă mi-aduc aminte, la 1 iulie și nu este nevoie de o dovadă vaccinare de multe ori. Dar acolo unde e nevoie de vaccinare, poate e o metodă mai simplă pentru a dovedi. Nu știu, la concerte. Poate că pentru concerte, pentru a dovedi că oamenii sunt vaccinați, poate această variantă este simplă. Până la urmă, nu știu care va fi cea mai bună soluție, dar tot ceea ce știu este că noi vom permite persoanelor care sunt vaccinate să aibă aceste evenimente cu un număr mai mare de persoane. Și atunci, organizatorii și aleg ce variante e mai confortabile și mai bună pentru ei și, și oferă siguranță celor care merg la concert. Până la urmă, asta este. Este un certificat verde apărut pentru circulația între țări. Până la urmă, în interior, vom vedea dacă va prinde sau nu. Oricum, la noi sunt multe relaxările continuă și așa s-ar putea să nu avem nevoie de el. Nu știu exact cum va evolua situația în perioada următoare. Dacă evoluează ca până acum, s-ar putea să nu avem nevoie. Cum merge vaccinarea din punctul nostru de vedere? Vaccinarea, cred că și-a atins, din punctul meu de vedere, obiectivul pentru acest moment. Am avut acum câteva zile în București, 0 persoane infectate cu coronavirus. Ăsta este, de fapt, obiectivul vaccinării. De a scăpa de pandemie. Prin vaccinare, scăpăm de pandemie. În același timp, din punctul meu de vedere, am făcut ceea ce am spus. Am spus că vom avea și eu vreau să vă aduc aminte cum era situația în ianuarie și februarie, când în fiecare zi creșteam numărul de locuri sau de persoane care pot fi vaccinate, de la 5.000, la 10.000, la 15.000 și spuneam că o să avem capacitatea să ajungem la 110.000 de persoane pe zi să vaccinăm. Am făcut acest lucru. Statul a făcut acest lucru, am creat această oportunitate. Pentru cei care vor să se vaccineze. Bineînțeles, dar sunt mulți cei care nu vor să se vaccineze. Vaccinul nu este obligatoriu. Cei care nu vor să se vaccineze, bineînțeles că își asumă responsabil, cred eu, toate consecințele. Cât de mare e pericolul cu varianta Delta? Este un pericol, este adevărat, dar având în vedere că în România te poți vaccina oricând, oriunde, cu toate tipurile de vaccin aprobate, nu ar trebui să fie o mare problemă, din punctul meu de vedere. Mai ales că, așa cum sunt astăzi aceste vaccinuri pe ARN Messenger, ele pot fi imediat modificate ca să țină cont și de această tulpină, dar mai ales pentru cei care deja au schema de vaccinare completă și acolo șansele să se infecteze sunt iarăși sunt foarte mici. Deci, sau zero, din ce înțeleg, din ce ne spun specialiștii. Deci, ca să nu avem un val 4. Ca să nu avem o problemă cu această variantă Delta, trebuie să ne vaccinăm. Este așa de simplu și este vaccin peste tot în România. La câți nevaccinați avem? Nu există pericolul ca spitalele să se umple din nou cu cei care vor lua varianta Delta, nu sunt vaccinați și este o variantă care circulă foarte ușor și are forme mai grave? Nu, și vă spun de ce cred eu în opinia mea că avem aceste rezultate bune. Pentru că în România, zonele unde avem foarte mulți oameni, orașele mari, municipiile și ședințe de județ. Acolo avem o rată a vaccinării foarte bună. București este aproape de 50%, cred că 46-47%. Cluj este peste 40%. Avem zonele populate în România unde virusul se poate răspândi foarte repede, cu o rată a vaccinării foarte mare. Unde avem o rată a vaccinării mai mică și de ce România are aceste cifre, este în zona rurală unde avem o răspândire, populația nu are zone foarte aglomerate și România are o parte mare a populației, cred că 40% din populație este în zona rurală. Noi ducem vaccinul și în zona rurală. M-ați văzut că am fost la culte și am venit cu toate cultele, și la București, și la Sibiu. Peste tot unde mă duc, mă întâlnesc cu cultele și le cer să susțină campania de vaccinare. Merg în caravane pe care le face Ministerul Sănătății cu DSP, împreună cu medicul, merge și preotul și susține campania de vaccinare. În punctul meu de vedere, am pus toate resursele în această direcție. Dar eu cred că faptul că am reușit să avem o rată de vaccinare
mare în centrele importante în România, Cluj, Timișoara, Constanța, Brașov, mai puțin Iași, acolo trebuie să mai lucrăm. Dar în aceste zone avem o rată de vaccinare mare, nu cred că avem o problemă pentru viitor. La moțiune astăzi ați făcut o declarație de la tribună care i-a atras atenția lui Ludovic Orban. Ați spus așa, după 25 septembrie va fi și mai rău pentru dumneavoastră, am tranșat alegerile din PNL, de cine vă e frică, nu scăpați. Ce înseamnă că ați tranșat alegerile din PNL? Pentru Ludovic Orban era semnul că pentru dumneavoastră e cert rezultatul de la Congres. Ce ați vrut să spuneți? Eu am vorbit acolo cu PSD-ul și le-am spus foarte clar că nu există nicio șansă să se implice în alegerile din Partidul Național Liberal. Acele scenarii cu ne dăm jos guvernul, că apoi scenarii care le tot auzeam prin spate pe acolo, cade guvernul, se face un guvern minoritar cu PSD și așa mai departe, nu există. Aceste scenarii nu există, rămân inamicul public numărul 1 al PSD în continuare. L-ați supărat pe Ludovic Orban? Nu-mi dau seama, nu văd de ce. N-ar fi trebuit să vorbiți așa, spune el. Eu vă spun altceva. Eu în Parlamentul României am văzut astăzi altceva care m-a deranjat și m-a întristat. Ce? Am văzut cum un senator independent a cerut 2 minute ca să-l scape pe președintele Orban de Câțu. Ce m-a deranjat și m-a întristat a fost faptul că nu a fost nicio reacție din partea președintului Orban la această declarație. Deci asta m-a deranjat și m-a întristat. Ar fi trebuit să intervină. Eu așa cred. Nu are nevoie de altcineva. Sau poate are nevoie, nu-mi dau seama. Domnul Orban a mai spus ceva. Am arătat forța pe care o am în partid, niciun parlamentar PNL nu a votat moțiunea. Sunteți de acord cu el? Și-a arătat forța în partid? A fost o decizie a coaliției. Niciun parlamentar de la niciun partid care este în coaliție, nici de la minorități, nici de la UDMR, nici de la USR Plus, nu a votat moțiunea. A fost o decizie pe care l-a luat-o în coaliție. Deci nu e forța lui Ludovic Orban în PNL? Este o decizie pe care l-a luat-o în coaliție. A fost o decizie a BEX, deci nu este... Asta așa le văd. A fost o decizie a coaliției. PNRR. Marcel Ciolacu, după ce s-a văzut cu comisarul Paolo Gentiloni, este comisarul pentru economie, a spus că PNRR e departe de a fi aprobat. Care este stadiul PNRR acum, domnule prim-ministru? Păi nici nu are cum să fie aprobat acum, pentru că intră în vacanță cei de la Comisia Europeană. Și sunt mai multe țări care au PNRR-ul lăsat pentru la toamnă. Nu este România singura țară. Sunt 6 țări, parcă, sau 7 țări care au PNRR-ul pentru la toamnă. România este în acest moment în faza în care răspunde procedură normală comentariilor, observațiilor venite de la Comisia Europeană. V-am spus de multe ori că acele observații sunt pertinente. Eu sunt de acord și sunt primul care voi spune că dacă putem să îmbunătățim acest PNRR, o facem. Orică o lună în plus, orică o lună în minus, o lună în minus, nu contează. Ceea ce contează este să luăm toți cei 29,2 miliarde de euro din acest program, bani care se duc doar în investiții, în investiții profitabile pentru România, nu se duc nicăieri în altă parte. Deci, Partidul Național Liberal nu a făcut ceea ce a făcut PSD-ul, să șantajezi chiar Uniunea Europeană cu acel vot, țineți minte, în Parlamentul României. Pentru că dacă nu făceam acel vot pentru finanțarea, pentru a crește cofinanțarea din partea României, dacă nu aveam acel vot la timp, și deși și-a fost și un șantaj al PSD până în ultimul moment, nicio țară din Europa nu putea să ia bani din PNRR. Nu se puteau împrumuta, nu puteau să ia bani. Deci acesta a fost șantajul PSD. Eu mă îndoiesc că în peripul de la Bruxelles, domnul Ciolacu i-a spus Comisarului European despre acest șantaj pe care l-a făcut și despre faptul că și Spania, și Italia, și alte țări au fost în pericol de a primi acești bani. Deci aveți o așteptare în privința răspunsului Comisiei Europene abia la toamnă, după vacanță? Aprobarea o să fie la toamnă. Și până atunci, acum ce se întâmplă? Se fac iar schimburi de informații? Se modifică planul? Se umple la proiecte? Vor fi mai puțin bani? Nu. 29,2 miliarde bătuți în cuie. E singura variantă pe care merge România? Singura variantă pe care merge România. Acum sunt doar detalii tehnice pentru a ne asigura că vom lua acești bani. Vedeți, în trecut, cei de la PSD ne tot spuneau de fonduri europene, cum aduc ei fonduri europene în România.
Dar cum au fost făcute ghidurile sau toate procedurile, au fost făcute prost. Pentru că o mare parte din banii pe care îi luam, după aceea Comisia Europeană spunea neeligibil și trebuia să-i dăm înapoi. Eu nu vreau să ajungem acolo. Vreau să mă asigur că avem un plan foarte bine făcut. Când am tras banii prin PNRR, banii rămân aici. Nu o să vină Comisia peste un an de zi să spună că sunt neeligibili să-i dăm înapoi. Aveați niște așteptări în legătură cu niște bani în iulie, prima tranșă. Nu, la PNRR nu aveai cum să ai. Nicio țară nu primește banii în iulie, pentru că avansul primește anul acesta și vor fi aprobate în, cred că în vară, în toamnă, cred că apar primii bani. Dacă aprobarea va fi, cum să vină vara dacă aprobarea vine la toamnă? Nu, nu, în toamnă vin primii bani și cred că pentru toate țările vin banii. Odată cu aprobarea, imediat după sau cum se întâmplă? După aceea, nu imediat. Toamnă înseamnă septembrie sau noiembrie? Septembrie, nu, septembrie, în septembrie. Vorbim de septembrie. Asta a fost planul de la început. În septembrie ar putea să fină avansul din PNRR. Nicio țară nu poate să ia bani imediat, e vorba de un avans, pentru că nicio țară nu are un proiect terminat, nu ai un milestone deja pe care să-l faci. Este vorba de un avans pe care îl iau toate țările după ce este aprobat planul. Când pleacă proiectele? Când pornesc proiectele? Pentru că ele imediat, au fost făcute? O mare parte din proiecte sunt pornite pentru că deja au SF-urile. Și ce faceți cu banii? La unele dintre ele, dacă sunt avansate, vom merge și vom plăti la buget și apoi vom deconta din PNRR. Asta va mări deficitul sau în interiorul acelui așa an dați și luați? De obicei este în interiorul acelui așa an. Adică nu e afectat deficitul? Nu, deficitul nu și aici ați dus vorba la deficit. Execuția bugetară arată lucruri foarte bune pentru România. Venituri mai mari anul acesta față de anul trecut, am trecut față de anul precedent, 2019. Am spus și în Parlamentul României astăzi, 7,3 miliarde de lei în plus la buget față de 2019, față de 2018 vorbim în 2020 de vreo 24 de miliarde de lei în plus. Am plătit facturi la timp, nu i-am mai hărțuit pe antreprenori și aceștia și-au plătit impozitele și taxele la timp. Avem o creșterea conformării voluntare. Ca să înțeleagă românii, după cea mai mare criză de ultima sută de ani, venim cu această guvernare unde avem o creștere venituri la buget. Vă spun că s-ar putea, dacă lucrurile merg așa cum le văd eu acum, rectificarea bugetară să fie una pozitivă și ar fi o premieră în ultimii 30 de ani. Eu cred că am mai avut o rectificare bugetară pozitivă. S-ar putea să aveți nevoie de bani pentru proiectele din PNRR. Ce le răspundeți celor care spun că PNRR-ul ăsta a fost inventat pentru firmele de partid? Nu este adevărat. Nu este adevărat. Cum garantați că nu e adevărat? Toate proiectele sunt pe licitații, sunt proiecte pe licitații, nu au cum să fie pe firme de partid. Singurele proiecte care puteau să fie făcute pe firme de partid au fost cele prin PNDL, pe care le tot făcea PSD-ul. Acolo era ușor, licitații și așa mai departe. Nu, acesta nu are cum să fie și nu este făcut. Este un program de care vor beneficia toți românii. Toate primările, nu există criterii politice, este primul program fără criterii politice în România și veți vedea că are transparență, milestones și are și reforme de care ne ținem. Și milestone-urile primele din anul ăsta când vor fi? Dacă aprobarea vine în septembrie, avansul vine nu, în toamnă? Milestones-urile, toate aceste și borne... Lucruri, ce toate înseamnă milestone? Înseamnă lucruri de îndeplinit exact, într-o perioadă de timp. Toate bornele încep de anul viitor. Încep de anul viitor, din 2020. Abia de anul viitor. Da, toate țările au anul acesta, acel avans este pentru toate țările pentru a porni proiectele. După aceea sunt borne din anii 2022, 2023, 2024 și așa mai departe. Domnule prim-ministru, care este cea mai mare realizare cu care vă lăudați în primele 6 luni de guvernare? Ce e cel mai important lucru pe care l-ați făcut? Sunt multe lucruri importante, dar cel mai important lucru este revenirea economiei. Cea mai rapidă revenire a economiei din ultima 100 de ani, după cea mai mare criză. Gândiți-vă că anul trecut, pe vremea aceasta, cei care și astăzi țipau la noi în Parlamentul României, aruncau tot fel de scenarii. Foamete, criză economică fără precedent, colaps economic, o scădere de 20% și așa mai departe. Astăzi România a ieșit cu fruntea sus din această criză, are printre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană, o creștere a venitului net față de anul trecut cu peste 11% și dacă scoatem și inflația, rămâne o creștere a puterii de cumpărare, deci valoarea reală a banilor, o creștere cu 8,4%. Șomajul scade, crește numărul locurilor de muncă, companiile investesc în capacitatea de producție, avem investiții noi, încrederea managerilor din România este la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani de zile, toate acestea sunt realizări făcute în 6 luni de zile. S&P, Standard & Poor's, a updatat estimarea pentru România de la negativ la stabil. Deci, și aceasta s-a întâmplat în primele luni ale anului. Toate acestea se întâmplă în 6 luni de zile deja, doar pentru că am arătat o altă direcție. Știți ce am făcut diferit? Am investit.
am luat banii și am investit. Și nu doar am investit, i-am investit în proiecte profitabile. N-au mai ajuns banii. Cum nu se duc banii la baronii locali, la baronii PSD și se duc în economie? Dar din lucrurile pe care dumneavoastră vi le-ați asumat prin programul de guvernare, ce ați făcut în astea 6 luni? Am început mai multe reforme. Legea Salazării... Care merg repede, merg încet, cum merg? Merg normal, din punctul meu de vedere. Normal, dar sunteți nemulțumit de ce se întâmplă în Parlament. Acolo este o lege care ar fi trebuit să iasă și încă nu a ieșit. Este vorba de legea care abrogă o lege a PSD care interzicea investițiile străine în companiile românești. Deci avem companii românești care au nevoie de capitalizare. Și varianta este dăm bani de la buget sau permitem investitorilor străini să investească în aceste companii, să le tehnologizeze, să crească salariile, să investească în economie. De ce avem nevoie de acești bani? PSD-ul a blocat acest lucru și atunci avem o lege care... A blocat anul trecut. Păi aveți majoritate. A blocat anul trecut. Anul acesta, deci vă spuneam de ce a fost mai încet anul acesta. Anul acesta noi am dat din guvern, avem acea lege prin care am abrogat legea PSD, doar că ea s-a împotmălit pe undeva pe la comisii prin... Cine îi pune frână? Încă nu am un răspuns, înțeleg că una la dintre comisii... La această lege vă refereați atunci când spuneați că dacă Parlamentul nu se mișcă, veți ajunge la ordonanțe? Veți face reformă prin ordonanțe? Vorbeam în general, dar și aceasta este una dintre legi, pentru că nu putem să așteptăm. De când ați amenințat de maniera asta? S-a întâmplat ceva în Parlament care să vă mulțumească? Pierdem oportunități, deocamdată nu, dar pierdem oportunități. Deocamdată nu. Cine pune piedici, domnule prim-ministru? Aici înțeleg că această lege este blocată la o comisie a PSD. Nu știu exact care sunt motivele, dar pentru că acea comisie este condusă de un membru PSD. Dar putem să încercăm să o rezolvăm în Guvernul României. Ideea este alta. Puteți să încercați să o rezolvați cum? Prin ordonanță? Posibil. Încă nu am o soluție de la cei de la justiție, dacă se poate sau nu, pentru că avem această lege să nu fie dublă reglementare. Dar vedeți, dumneavoastră, noi acum, dacă nu ne gândim la cum atragem acești investitori și nu creăm cadrul, să știți că este o competiție feroce la nivel global pentru capital. Noi dacă toți stăm și și așteptăm lucrurile, alții vor deschide economia și vor atrage acel capital. Eu nu-mi permit așa ceva. Vreau să atragem capital străin, vreau să dezvoltăm România, vreau să facem o economie modernă. Am arătat că doar prin investiții poți să dezvolți economia. Asta am făcut anul trecut. Gândiți-vă că tot ceea ce vedem acum, acest sentiment și creșterea consumului, oamenii care merg acum în concediu, economia se relaxează. A fost făcut pentru că am putut să investim venituri mai mari la buget. De ce spuneți că românii au o putere de cumpărare mai mare? Pentru că acestea sunt datele. Venitul mediu net lunar a crescut cu aproape 12%, rata inflației a crescut cu 3,2-3,3%. Diferența înseamnă venit real. Ca să înțeleagă oamenii ce înseamnă asta, înseamnă că banii pe care îi avem, pe care îi luăm, îi primim, cumpără mai multe lucruri decât ar fi cumpărat altfel, da? Deci asta înseamnă. Putem să cumpărăm o valoare reală a banilor mai mare. Ați spus că, o confirmă și Eurostat, avem cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană. Să știți că a fost și o știre pe care a dat-o presa, nu am dat-o numai eu. Eu am luat doar informația de pe site-ul Eurostat. Avem cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană în 2020. Și ele se continuă și în 2021. Păi nu, că între timp inflația crește. Nu. Haideți să vă spun că aici trebuie să discutăm lucruri foarte serios. Dacă mergi să vorbești cu un producător, și eu merg foarte mult să vorbesc cu oamenii la țară, cu producătorii de legume, de fructe, ne spun că prețurile pe care le primesc pe aceste produse sunt derizorii. Prețuri mici. Deci ne spun că prețurile sunt foarte mici. Aceștia sunt producători, oamenii care produc, oamenii care investesc, oamenii care vin și vând aceste produse. De partea cealaltă, cumpărătorii, deci spun, prețul este foarte mare. Până la urmă, într-o economie de piață, prețul este determinat de tranzacția pe care o fac cei doi voluntari. Știm asta. Exact. Deci dacă atâta timp cât acești oameni se întâlnesc și fac voluntar tranzacțiile, înseamnă că sunt mulțumiți și unii și alții. Sunt două povești acolo. Ori prețul este prea mic, ori este prea mare. Dar până la urmă, în felul ăsta, că dacă prețurile ar fi fost prea mari, oamenii n-ar fi cumpărat, bineînțeles, și atunci vânzătorii ar fi fost nevoiți să dea jos. Ei, vedeți că este foarte simplu așa. Așa se întâmplă economie de piață. Așa recunoașteți că, de fapt, prețurile cresc. Avem inflație. Nu, eu vă spun și analiștii financiari bancari, o spune și Consiliul Fiscal. Ambele instituții spun așa. Anul ăsta România va avea o creștere economică peste așteptări, da? Deficitul bugetar va fi mai mic decât cel care a fost prognozat. Deci două vești bune dintr-o dată. Dar inflația crește,
și euro va fi peste 5 lei. Apropo, când vă așteptați să fie euro peste 5 lei? Da, nu, ideea este următoarea. Euro este rata de schimb, euro este una dintre cele mai stabile din zonă. Deci nu vedem aceste mișcări. La 4,92. 4,92 și de unde venim? Venim tot la 4,80 și ceva sau în jur când de 4. Când așteptați să fie peste 5 lei? Să știți că prețul valutei e determinat de piață. El va crește și va scădea. Trebuie să ne înțelegem că asta se întâmplă într-o economie de piață. Prețurile cresc și scad. Rata inflației în România este una tranzitorie, pentru că dacă altfel ar fi fost un pericol, am fi văzut o reacție mult mai fermă din partea băncii centrale. Și nu vedem acest lucru în România în acest moment. Vedem puțin că au scos puțin bani din piață pe termen scurt, dar în rest nu vedem o reacție foarte fermă. De aceea mă aștept ca această dinamică a prețurilor de 3% să fie una tranzitorie. Dar noi acum veștile secundă, bune. La veștile secundă. Bune, sunteți de acord cu cele două instituții. La veștile rele, cu euro la 5 lei, ei spun că în 12 luni euro va fi peste 5 lei. Dar nu spun că e, ei nu spun că e, ei vă spun ce țintă au, ce estimează, dar nu spun că era pentru sau bună. Pentru cei care au de făcut plăți în euro, e o veste rea. Pentru că ei sunt plătiți în lei, vedeți, și trebuie să plătească în euro. Nu vă spun că era sau bună, eu vă spun că este o estimare pentru finalul anului. În același timp, aș vrea să vorbim puțin de rata inflației, pentru că astăzi spuneți că prețurile... 4 și ceva. Banca Națională ne spune că la sfârșitul anului va fi 4 și ceva. 4,1, 4,2. Vom vedea. Este Banca Națională o țintă mai mică. Dar știm cu toții că asta este o medie. Eu mă gândesc acum la telespectatorii noștri. Telespectatorii noștri cu toții au constatat că la piață și la supermarket prețurile sunt mai mari. Rata asta a inflației este o medie. Unele prețuri cresc, unele dintre ele s-ar putea să și scadă. Dar ce constată oamenii este că în plățile de zi cu zi dau mai mult. Prețurile sunt mai mari. Să revenim. Pe vremea PSD-ului rata inflației era 5%. Cum pot să fie mai mari prețurile astăzi când rata inflației este mai mică? Păi sunt mai mari decât ce plăteam în urmă 3%. Cu un an, de exemplu. Deci nu au cum să fie. Ideea este că dacă am vedea o dinamică de care spuneți asta că prețurile sunt prea mari... Oamenii am merg la piață, domnule prim-ministru, nu merge la piață. Cine e la guvernare? PNL sau PSD? PNL este la guvernare. Păi nu, oamenii nu se întreabă asta, oamenii se uită la preț. Și eu vă dau prețurile oficiale. Prețurile oficiale. Dinamica inflației în România este astăzi, cred că a patra, dacă ne uităm la țări cu rata inflației, pe vremea PSD era cea mai mare rata inflației din Uniunea Europeană. Deci când vorbim de prețuri, trebuie să ne uităm la dinamică, iar prețul trebuie să fie văzut relativ la venit. Dacă veniturile cresc mai rapid decât prețurile, puterea de cumpărare crește, nu contează. Deci trebuie să fim foarte atenți când ne uităm la acest lucru. Dar eu vă spun că nu este o problemă rata inflației în România, la 3%. Nu are cum să fie o problemă. Toate țările, vă uitați în orice studiu, 3% este rata inflației ok în fiecare an, în orice țară din lume. Deci nu este o problemă în acest moment rata inflației, mai ales când veniturile nete medii cresc cu 11%. De ce să nu vorbim de repede cresc veniturile? Și asta este partea bună. Crește economică de 7%. Asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă oameni mai mulți care au venituri bune. Pe partea cealaltă, vreau să vorbim iarăși de producători. Oamenii care spun că prețurile cu care vând produsele sunt derizorii. Și? Pentru puteți ei, face ceva pentru ei? Nu, pentru că piața e liberă. Exact. Și dar cum putem să spunem atunci că prețurile sunt derizorii ale produselor la piață, producătorii, și în partea aceasta spuneți dumneavoastră că vin ceilalți și spun că prețurile sunt mari. Vedeți? Eu sunt cumpărător, vedeți? Eu nu sunt producător, eu nu vând nimic, eu vreau să cumpăr ieftin. De aceea spun că prețurile sunt cele care sunt determinate de cerere și ofertă. Nu sunt nici pe mari, nu sunt nici pe mici, este determinate de oamenii care fac aceste tranzacții. Tot Eurostatul ne spune că noi suntem în România ca putere de cumpărare la 60% din media Uniunii Europene, în vreme ce prețurile noastre sunt la 66% din media Uniunii Europene. Avem însă o problemă mai mare de atât. Da, să mai spune ceva acolo, că puterea de cumpărare în România e mai mare decât în Bulgaria, Grecia, Ungaria. Și mai mică decât în Ungaria. Nu, nu, mai mare decât în Ungaria. E mai mică decât în Ungaria puterea de cumpărare. Uitați-vă de la studiul din 21 iunie anul acesta. Care se referă care la spune anul 2020, care suntem spune sub Ungaria. Bulgaria, Ungaria și Grecia suntem peste. Nu, suntem sub Ungaria. Le citim, atunci citim același studiu. Dar același studiu ne aduce aminte o mare problemă a țării ăsteia. În București, venitul, puterea de cumpărare, au la dispoziție oamenii în București, un locuitor, e o medie, 10.173 de euro pe an, în vreme ce un locuitor din Vaslui are la dispoziție 3.374 de euro pe an. Discrepanța este uriașă între cei mai bogați și cei mai săraci. Ce faceți? București este capitala țării. Eu aș vrea să mai dau o diferență. Uitați-vă statistici să vedeți că majoritatea localităților conduse de liberali au venituri mai mari, majoritatea localităților conduse de socialiști au venituri mici. Depinde cum ai administrat fiecare localitate. An de zile
Vedeam astăzi în Parlamentul României acea doamnă senator care critica, nu știu pe cine, că nu stau autostrăzi astăzi în România. Da, și votam împreună cu cei care n-au construit autostrăzi 30 de ani de zile. Este adevărat, politica dezastruoasă din ultimii 30 de ani de zile a creat astfel de falii în societatea românească. A creat acea politică de a ține oamenii prizonieri unui ajutor social și de a nu ne crea locuri de muncă, de a nu investi, de a nu permite investițiilor să vină în România. Faptul că nu permite investitorilor străini să vină în România face să nu fie locuri de muncă și face să țină pe oameni să fie prizonieri ajutoare sociale. Dacă aș fi Vasluian, m-aș întreba acum, ce-mi spune prim-ministru Florin Cîțu? Că trebuie să votez altfel? Nu, eu vă spun că vom investi și am fost în zona aceea pentru a termina aceste autostrăzi A7 și A8, a lega și acea parte de România, de restul României și de Europa, pentru că așa vin produsele, așa putem să, așa vin și locurile de muncă și așa poți să aduci și investiții în acea zonă. Dacă legi și faci distanța dintre Vaslui mai mică de vestul României și de Europa, prin autostrăzi, așa vor fi și acolo investiții. Asta este o strategie câștigătoare. Nu există altă strategie. Investim, dezvoltăm și apoi veți vedea că oamenii vor reveni și în Vaslui și va crește și puterea și de cumpărare și veniturile vor crește și în Vaslui. Dar eu vă spun, noi discutăm de ceva ce a fost lăsat și o strategie de sărăcire a României aproape 30 de ani de zile, voită făcută de acești oameni. Eu vă spun, când, de fiecare dată când spun că soluția de a scoate România din sărăcie este liberalismul, vă spun că este singura soluție. Am arătat anul trecut în criză că doar prin investiții poți să ieși din în criză. În Vaslui aveți vreo investiție? Dar nu trebuie statul să facă investiții. Eu mă gândesc acum la Vaslui ca fiind locul unde românii, oamenii câștigă cel mai puțin. Nu statul trebuie să facă investițiile. Statul va crea cadrul legal și va crea acele coridoare, autostrăzi, drumuri expres pentru a veni, pentru a permite investitorul străin să vină cu investiții sau investitori români. Am văzut firme românești cu capital românesc, am tot mers prin țară, care s-au dezvoltat, dar toate se dezvoltă cumva în vestul României pentru că e mult mai ușor să ieși pe o piață mai mare, o piață de export. Lipsa autostrăzilor din România a creat această falie. Dar trebuie să întrebăm de ce. De ce acești oameni nu au vrut să facă autostrăzi 30 de ani de zile? Toți punem întrebarea asta. Știți care este răspunsul? Sunt foarte curios care e părerea dumneavoastră. Voi. Răspunsul PSD este următorul. Occidentul nu a vrut ca țara asta să aibă autostrăzi. Eu vă spun că răspunsul, Uniunea Europeană în mod răspunsul particular. Răspunsul este mult mai simplu. Care au vrut așa să este? Nu. A fost decizia acestor oameni, acestor socialiștilor, de a păstra zone întregi de România subdezvoltate, pentru că doar așa puteau să controleze prin vot. Când depinzi, de venitul tău depinde de pixul unui funcționar sau unui primar, altfel vezi lucrurile în viață. Vom scoate acest lucru. Am spus și azi în Parlamentul României. Sunt cei mai speriați, cei de la PSD sunt foarte speriați că vom elimina sărăcia din România. Asta îi sperie, crunt, pentru că așa își pierd votanții. Ludovic Orban spune că cel care va fi șef la PNL va fi și prim-ministru. Că ăsta este un principiu, așa trebuie să se întâmple. Klaus Iohannis spune, așa cum e acum, e foarte bine, premierul nu se stabilește în partid, se stabilește prin vot în Parlament. Dumneavoastră ce ziceți? Eu zic că alegerile din PNL, din ce am văzut eu în statut, sunt despre președintele Partidului Național Liber, despre PNL. Mai sunt și despre prim-vicepreședinți și întreaga conducere executivă. Nu am văzut nicăieri nimic, nici de principii, nici undeva în statut cu asterisc să scrie ceva despre funcția de premier sau despre alte funcții care sunt în Parlamentul României sau în altă parte. Să înțelegem din declarația președintelui că vă susține? Așa cum e acum, e foarte bine. Da, cu siguranță. Mă susține în această declarație. Vă susține pe dumneavoastră? Ce mai turavura? În această declarație, da. Pentru lupta pe care o aveți nu, de cred dat? Că, nu, haideți să vedem la ce era răspunsul. Răspunsul era la întrebarea dacă în Congresul PNL se tranșează și funcția de premier. Nu, dacă cel care va fi președintele PNL va fi și prim-ministru, exact cum spunea Ludovic Orban. Spune că așa asta însemnând că dacă dumneavoastră n-ați câștiga, ar trebui să plecați și de la Palatul Victoriei. Acum, dumneavoastră interpretați, nu știu ce vrea să spună domnul Orban, eu vă spun că nu se... Congresul PNL este despre președintele PNL, nu este despre altceva. Eu nu am văzut nicio discuție, n-am asistat nicio discuție în DEX sau în altă parte, Biroul Executiv al Partidului Național Liberal. Nu am văzut în statut, nu am văzut nicăieri, nici la Consiliul Național, când s-a aprobat acest congres, nu a fost nicio discuție despre altceva. Bineînțeles, asta este ce știu eu acum. Cât de usturătoare este înfrângerea de la Curtea Constituțională în privința avocatului poporului? Aici aș vrea să, până să am o opinie pe această temă, aș vrea să văd motivarea Curții Constituționale, în primul rând. Dar
Pentru că bănuiți că, de fapt, nu trebuie repusă doamna în funcție? Nu, vreau să văd care este opinia, să fie motivarea. Efectul ăsta va fi, nu? Doamna va fi repusă în funcție, doamna Renate Weber. Tot ce știm acum în acest moment este că această instituție a Avocatului Poporului este în subordinea Parlamentului României. Are independență, dar nu are independență să fie responsabilă, de exemplu. Evaluarea o face Parlamentul României. Astea sunt ceea ce știm că astăzi este legea în vigoare. Acum nu știu ce curte a luat decizia pe CTMI, vom vedea și după aceea vom lua o decizie în coaliție. Să ne așteptăm la o remaniere în vara asta? Discuțiile acestea nu... Vă dați seama că nu au sens aceste discuții în spațiu public. Evaluarea o fac zilnic și nu am miniștri, o fac a guvernării, îmi fac și mie evaluarea. Tuturor, vedem în ce direcție mergem. Mă uit pe sondaje, vedem ce văd oamenii. Ce vă spun sondajele? Sondajele spun că Partidul Național Liberal a crescut de când este la guvernare față de votul din decembrie de anul trecut. Foarte mulți oameni sunt de acord cu direcția în care merge România. Foarte mulți, mai mult de jumătate, susțin campanie de vaccinare, lucruri importante. Deci eu văd în România, mă uit la încrederea pe care au investitorii, managerii în România, mă uit la companii care investesc, investițiile nete cresc. Deci acestea sunt semnale clare că acești oameni au încredere în ceea ce se întâmplă în perioada următoare. Noi știm că pe lista celor care ar putea să plece din guvern se află Adrian Oros de la Agricultură, Claudiu Năsui de la Economie și Alexandru Nazare de la Finanțe. Știm bine? Nu s-a discutat despre remaniere, nu am discutat cu nimeni despre remaniere. Păi remaniere o faceți dumneavoastră, că sunteți prim-ministru, deci nu știu. Deci nu am discutat cu nimeni, nu ar putea nu să... Nu discutați cu nimeni? Nu. Bun. Sunteți nemulțumit de oamenii ăștia? Dacă sunt nemulțumit, deci ați văzut că atunci când am o problemă, spun public. Deci nu mă ascund. Când am o problemă, o spun public. Pentru că, cel puțin la Finanțe, vorbeam despre Consiliul Fiscal, în aceste auspicii bune ale economiei României, Consiliul Fiscal spune că, totuși, dumneavoastră, guvernul trebuie să creșteți veniturile bugetare prin îmbunătățirea colectării, Ministerul Finanțelor, lărgirea bazei de impozitare și reducerea evaziunii fiscale. Toate lucrurile astea sunt la Finanțe. Sunteți mulțumit de ce se întâmplă la Finanțe? Sunt lucruri importante, sunt și în PNRR, sunt obiective pe care le are această guvernare. O parte din ele încep să se miște, pentru o parte din ele vom vedea cum vor merge în perioada următoare. Deci aveți nevoie de creșterea veniturilor bugetare? Bineînțeles, dar avem nevoie și nu numai că avem nevoie. Este bine să ai creșterea veniturilor bugetare când nu crești taxe și nu adaugi altele noi. Da? Deci avem acea evaziune fiscală de unde putem să atragem, atragem venituri. Vedeți, mai devreme am vorbit de creșterea economică. Și este o întreagă dezbatere acum despre nivelul taxelor prea mici și prea mare. Dar știți care e țara cu care a avut anul acesta, în primul trimestru, cea mai mare creștere economică? România a fost prima dată când s-au publicat datele, dar nu veniseră datele pentru Irlanda. După aceea este Irlanda. România și Irlanda sunt cele două țări cu cele mai mici taxe din Uniunea Europeană, ca procent din PIB, nivelul colectării. Deci sunt două țări care au cea mai mare creștere economică cu taxe mai mici. Eu zic că lucrurile sunt foarte clare în această direcție. Am înțeles. Direcție. Dar în 2022... pregătiți o majorare a taxelor? Nu. Guvernarea aceasta nu majorează taxele. Nu veți majora taxele. Nu. Este discuția pe care am avut-o și cu Comisia Tot Europeană. Tot Consiliul Fiscal spune că ar trebui să reduceți din excepții, că sunt prea multe excepții, apropo de egalitatea dintre plătitorii de taxe din țara asta. Poate este posibil. Sunt mai multe discuții pe această temă. Aș vrea să văd și o analiză a Consiliului Fiscal la ce se referă exact, la ce excepții și care ar fi implicațiile pentru buget și așa mai departe. Pentru că e simplu să spui că trebuie să elimini excepție. Care excepții sunt acestea? Pentru că unele dintre excepții sunt luate cu nume temporar pentru a susține o anumită industrie. Altele au apărut, bineînțeles, în urma unor lobby pe care l-au făcut anumite sectoare. Sunt tot fel de excepții. Sunt și la sindicate niște excepții pe care le-am tot spus, țineți minte, acea contribuție care este scutită din impozit. Deci sunt excepții despre care putem să discutăm. Se pregătește rezolvarea problemei urșilor cu vânătorii. Suntem foarte curioși care este părerea dumneavoastră, dacă v-ați format o părere în legătură cu acest subiect. După o scurtă pauză, domnule prim-ministru, ne întoarcem. Rămâneți cu noi. Cu prim-ministrul României, Florin Câțu, studioul Digi24, domnule prim-ministru, unii s-au întrebat, nu puțini, dacă dispare PNDL-ul. Chit că ați făcut precizarea aici, întrebarea rămâne. Dispare PNDL-ul? Eu am anunțat, deci PNDL-ul 2 se termină.
A fost PNDL 1, PNDL 2, se termină, vom plăti facturile, mergem mai departe. Eu am anunțat deja un nou program care face cam ce făcea PNDL. Un program în care avem deja 7 miliarde de lei echivalente, 7 miliarde de lei, proiecte de 7 miliarde de lei pentru drumuri județene și drumuri comunale care nu au fost incluse în, nu au putut să fie finanțate până acum prin fonduri europene sau alte surse de finanțare. Acest program va putea să fie completat cu distribuție de gaze, cum avea cadrul legal, pentru că acum acolo avem câteva probleme care, din punctul meu de vedere, reprezintă piedici pentru mai multe OAT-uri din România. Poate să fie completat cu canalizare și cu apă și așa mai departe. Este un program de dezvoltare a României, dar PNDL-uri au fost programele PSD-ului. Acum, dacă există lideri ai PNL care dau nostalgia și vorbesc de PNDL, asta e altceva. Dar noi dezvoltăm România cu programe pe care le facem noi, programe noi care înseamnă, repet, pentru drumuri și pentru drumuri județene și comunale, 7 miliarde de lei, banii, proiecte pe care le avem la CNI. Acum sunt acolo proiectele astea, putem să le începem mâine. Și au nevoie aceste comunități. Eu am spus că vreau să prioritizăm, de exemplu, avem comunități în România unde există canalizare, unde există apă și nu există drum asfaltat. Mergem direct acolo și punem asfalt, facem acest drum. Și apoi luăm și pe celelalte. Unde nu există canalizare sau nu există apă, introducem canalizare. Dacă și apă. Dacă banii sunt, despre care ne vorbiți, banii sunt în bugetul pe anul ăsta, înseamnă că la sfârșitul anului ăstuia noi ar trebui să avem niște lucrări gata? Nu, contactele vor începe după rectificarea bugetară. Noi a trebuit acum să vedem, să strângem toate aceste proiecte, le-am luat de la CNI, le-am pus deoparte și am spus, cu asta începem programul nostru. Nu știu, o să cheme programul național de investiții al acestei guvernări. Nu știu cum se va chema. Dar este un program care va face ce făcea PNDL-ul, doar că o să aibă alt nume, ca să fie mai simplu pentru toată lumea. România are o problemă cu urșii? Nu știu că avem o problemă cu urșii în România, România toată, dar există adevărat zone în România unde am văzut că a crescut numărul incidenților. Eu am cerut un raport pe care l-am primit astăzi de la Ministerul Afacerilor Interne și de la Ministerul Mediului. Încă nu am avut timp să-l citesc. Am cerut un raport acum o săptămână unde să primesc numărul de telefon la apel la 112 în ceea ce privește urșii. Ce gospodării sau câte gospodării au fost distruse, câte atacuri au existat sau câte persoane, câte victime, câte persoane rănite și așa mai departe, pe zone și, bineînțeles, soluții. Sunt mai multe discuții pe care le avem. Să vedem cum putem Sunteți să... Sunteți de acord cu împușcarea urșilor violenți, cum spune Ministrul Mediului? Nu, aici trebuie să fim foarte atenți cum comunicăm acest lucru și ce vrem să facem. Pe de-o parte, e adevărat, avem aceste comunități care au această problemă. Trebuie să găsim o soluție cum să limităm această interacțiune dintre om și soluția urs, când va se veni? Poate. Luna asta, luna următoare? Dar cred că trebuie să fie pe etape. Orice soluție trebuie să aibă etape, să vedem până ajungem. Ar trebui aceasta pe care o spuneți dumneavoastră să fie o etapă finală, o etapă în care nu există nicio altă alternativă și atunci am explorat toate alternativele și când ajungem să fie cea finală. Bun. În cazul educației sexuale, cum vi se pare că în Parlament colegii dumneavoastră nu au fost de acord cu cererea pe care le-a adresat-o președintele? În cazul dumneavoastră ne-a spus că ați votat greșit din cauza mașinii de vot, pentru că ați votat de la distanță. Nu, e la telefon. A fost nici măcar nu e o mașină, e prin telefon. Pentru că ați votat, de fapt, prin telefon. Umăr la umăr, cot la cot cu colegii. Dar eu luasem, da, și de aceea luasem decizia la începutul, înainte de votul din Parlament, cu Ministrul Educației, care mi-a spus că nici nu e nevoie să mergem în Parlamentul României pentru a modifica curicula. Se poate face prin ordinul ministrului. Ba chiar există ordin de ministru prin care educația sexuală se face la orele de biologie. Exact. Și atunci... Dar președintele cere ceva. Legea oricum trecuse prin Parlament, ajunsese la președinte. Președintele cere ceva și parlamentarii nu sunt de acord cu ce cere președintele, inclusiv de la PNL. Cum vă explicați? Partidul Național Liberal are... mai multe, asta înseamnă liberalism, să ai mai multe opinii în același partid. Cred că trebuie să avem mai multă discuție în interiorul partidului, să vedem cum ne poziționăm pe anumite subiecte. Eu aici am spus foarte clar, susțin opinia președintelui României, am spus că sunt de acord. Ministrul Educației, împreună cu Ministrul Educației, a venit cu această soluție și mergem pe această decizie. Astăzi, după ce ați plecat din Parlament, ați scris pe Facebook... Another one bites the dust. Aici toată lumea s-a gândit la Queen, dar în ziua... Era vorba de emoțiune. Era vorba de emoțiune. Am priceput cu toții. N-au priceput însă mulți ce ați scris când a început bacalaureatul.
For those about to rock, we salute you. AC/DC, știu unii. Da, da, de ce da. Ați scris asta pentru copiii de a 12-a care au dat bac? Pentru cei care au muncit, pentru cei care, în engleză, you're about to rock, ești gata să ai un rezultat foarte bun, să fii în top. Și pentru tot ce ați făcut voi până acum și că terminați sunteți la apogeu, terminați liceul, noi vă salutăm și vă urăm succes în viitor. Aveți vreo așteptare în legătură cu rezultatele? La evaluarea națională, rezultatele sunt la pământ. Explicația a fost că s-a schimbat stilul de subiecte, dar și că a fost pandemie. Dar la BAC aveți așteptări? Vom vedea care sunt rezultatele. În familia, nepotul meu a luat rezultate foarte bune, așa că sunt fericit. Sper ca toți ceilalți copii care au avut bacalaureatul să ia rezultate bune și pe care să-i mulțumească pe ei și pe cei apropiați lor și apoi să meargă să vadă ce vor să facă în viață. E foarte important. Este un moment important pentru toți acești copii. Trebuie să fim alături de ei, indiferent de rezultat. La mare în România sau în Grecia? În România. În România. În România susținem turismul românesc. Dar sunt prețuri mari. Mari, domnule prim-ministru, și acum o să ne spuneți că asta este piața. Dacă oamenii aia cer prețuri mari și alții sunt dispuși să le plătească, asta e. Dar sunt mari, domnule prim-ministru. Dar când spuneți că sunt prețuri mari, spuneți relativ la ceva. La prețurile de anul trecut și de acum 2 ani. Eu vă spun că, da, să știți că... Unii dintre noi comparăm și cu prețurile din Grecia și Grecia este mai bine. Dacă vorbim cu oamenii care sunt antreprenori în această industrie, care a fost foarte mult afectată în perioada trecută, ea spune că prețurile sunt mari. Din nou ajungem la aceeași discuție. Până la urmă eu spun că trebuie să susținem turismul românesc pentru că și avem nevoie de mai multe investiții în turism. Să știți cum vor scădea prețurile, dacă vrem cu adevărat să avem această discuție, prin investiții și competiție. Atragem investitori, investim mai mult, avem competiție și prețurile vor scădea. Deci asta este formula pe care o vom avea. Și da, voi ajunge și în vamă la un moment dat, când îmi permite timpul. Veți ajunge în vamă. Când îmi permite timpul. Ca să vedeți cum stau lucrurile cu competiția, cu concurența. Aseară, pe arena națională s-a strigat România, România. Erau suporterii noștri care se uitau la alții. Cum vă simți? Cum v-ați simțit? Da, e trist. Și nu știu, vă dați seama că nu știu ce se întâmplă, de ce nu mai avem acele echipe de succes pe care le-am avut. Și nu cred în asta că trebuie să investească statul mai mulți bani în sport ca să se întâmple acest lucru. Cred că trebuie cumva să avem o strategie mult mai coerentă și cred că totul trebuie să înceapă de la un nivel foarte fraged. Să existe acele baze sportive pentru copii să se dezvolte. Eu țin minte că jucam fotbal pe ciment și mă tot loveam și așa mai departe. Când intram o dată pe un stadion cu iarbă, când jucam la Chimerenicu Vâlcea, era ceva fantastic. Trebuie să creăm condiții. Dacă îmi creăm condiții pentru copii, mai mulți oameni vor veni să facă sport și vom avea. Acum nu știu ce sport vă doriți să facă, dar noi ar trebui să creăm condiții pentru toate aceste sporturi. Pe lângă școli, în parcuri, peste tot. Ar trebui să avem, să schimbăm puțin modul de viață. Dacă mai mulți români ar face sport, dacă mai mulți copii ar face sport, vor veni și rezultatele. Nu este o coincidență că acele societăți unde vedem că se face sport foarte mult, au și rezultate în olimpiade și în aceste campionate. Și prețuiesc foarte mult educația. Bineînțeles. Societățile în care se face mult sport, este prețuită educația. Bineînțeles. Este prețuită diversitatea. Este prețuită ființa umană. Știți câte ore de sport are un copil din liceu în România? Un liceu teoretic. O oră pe săptămână. O oră pe săptămână. Da, foarte puțin. Foarte puțin. Nu vom putea obține niciodată sportiv. Și ajungem acum la Jocurile Olimpice, că, slavă Domnului, aici ceva sportive avem. Ce așteptări aveți de la Jocurile Olimpice? Am o întâlnire cu președintele CSR, domnul Covaliu, să văd care sunt obiectivele pe care și le-au asumat. Eu vă dați seama că vreau tot. Vreau să mergem să câștigăm tot. Acum vreau să văd ce obiective își asumă și dânsii. Cum sunt pregătiți sportivii, dacă mai au nevoie de ceva și așa mai departe. Credeți că România au o problemă cu mândria? Mândria lor, de mândria națională? Nu cred. Nu. Unii cred că România au această problemă, de aceea apasă pe pedala naționalismului. S-a văzut astăzi și în Parlamentul României. Bine, nu. Lucrurile astea n-ar putea fi compensate altfel?
Nu, românii suntem o societate care se modernizează. Suntem în acel moment în care ne modernizăm. Eu cred că această guvernare este o guvernare care va face reforme. Și România a încercat de multe ori să se modernizeze, dar întotdeauna, în loc să facă pasul înainte, l-a făcut pe cel înapoi. A venit momentul. Forțele sunt și acum să tragă înapoi. Dar sunt mai slabe aceste forțe. Eu văd din ce în ce, mă uit în jurul meu, văd din ce în ce mai mulți oameni care se uită înainte, se uită în viitor, se uită la democrațiile consolidate și vedem că ne mișcăm în acea direcție. Această guvernare este garantul că vom merge în acea direcție. Veți vedea că vom face aceste reforme și, repet, noi nu facem reforme pentru că ne spune X sau Y să facem reforme sau vrem să modernizăm România pentru că ne spune X sau Y. Nu, pentru că e bine pentru români și pentru România. Și din ce în ce mai mulți oameni apreciază acest lucru. Mulțumesc mult, Florin Câțu, prim-ministrul României, studioul Digi24. Pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.